Bună tuturor, este 7 ianuarie. Bună tuturor, este 7 ianuarie și astăzi vom discuta despre ce tinerii decid în zilele noastre și cum se lasă influențați. Cum decid să își trăiască viața? Există două tipuri de tineri în ziua de astăzi. Aceia care se lasă influențați de această societate, care le spune: e ok să îți începi viața sexuală de când ești tânăr, de când ai 14-15 ani, poate ai să spunem și 18 ani, dar în general de când sunt adolescenți, pentru că da, există anticoncepționalele și se pot proteja. Deci nu există în teorie un pericol să aibă copii, deși cu toții știți că anticoncepționalele nu sunt 100% sigure, nici din punct de vedere anticoncepțional, adică nu protejează 100% nici împotriva gravidanței, nici împotriva creierii unei noi vieți și nici împotriva bolilor cu transmitere sexuală. Asta unul la mână. Dar societatea din ziua de astăzi și filmele hollywoodiane arată generației tinere, de când au 11-12 ani, poate și mai tineri, că este ok să te distrezi, să faci sex cu cine îți place, doar ca să experimentezi. Deci omul devine o rufă, un haină de probat. Vedem și cu aceea și cu acela, ca și cum sentimentele, toate trăirile nu ar conta. Omul nu simte. Nu rămâne cu nimic după acea experiență. Când, în realitate, cu toții știm că omul pune suflet și în orice relație intimă. Pentru că a fost demonstrat științific că odată ce ai relații, ce întreții relații intime, endorfinele care se generează din acea relație intimă creează un bond și mai exact o legătură strânsă între cei doi care întrețin relații intime. Ce înseamnă? Că odată ce acea relație intimă se sfârșește, femeia, dar și bărbatul, se simte conectat cu acea persoană la un nivel sufletesc mai profund. Deci nu te poți dizlipi unul de altul precum animalele, ca și cum nimica n-ar fi fost. Nu te mai gândești la nimic, doar ți-ai descărcat energia sexuală pur și simplu. Suntem noi cu adevărat animale? Putem noi să nu ne gândim niciodată la ce a fost? Nu cred. Cred că oricare dintre voi, oricine dintre voi se gândește nu odată, dar de mai multe ori la acea persoană cu care a întreținut relații intime. Chiar dacă inițial v-ați propus să nu vă legați emoțional de acea persoană cu care întrețineți relații intime folosind anticoncepționale, prezervativ sau toate celelalte. Întrebarea mea pentru voi este aceasta. Este ok să faci, să întreții aceste relații intime și să trăiești viața până la 30 ceva de ani în acest tip, în acest mod? Sau există cealaltă parte a tinerilor care au valori, au principii creștine, care decid să se căsătorească mai tineri, care poate după ce au terminat facultatea, la 20 ceva de ani, dar poate și înainte să termine facultatea, și să nu folosească anticoncepționale. De ce? Pentru că le consideră un păcat. Nici nu fac voia Domnului. Ce se întâmplă cu aceste cupluri care se căsătoresc de tinere, se căsătoresc atât de rapid și au copii? Da, poate au 4-5 copii în 7 ani, dar la sfârșitul, la 30 și ceva de ani, veți vedea doi poli opuși. Vor fi acei tineri care s-au distrat, hai să spunem că s-au distrat, pentru că pentru ei
relațiile intime înseamnă distracție, pentru că ei spun că nu se leagă emoțional, deci au încercat și în dreapta și în stânga, și cu el și cu ea și cu cealaltă și cu cealaltă. Și după, la un moment dat, se consideră, la 30 ceva de ani, se consideră pregătiți să-și înceapă viața de familie. Dar cum? Cu multe, multe, multe răni în spate. Chiar dacă ei poate nu le consideră răni, însă sunt acolo adunate una după alta. Și X și Y și Z. Multe, multe fete, mulți, mulți băieți. Și sunt pregătiți la un moment dat să-și înceapă viața de familie. Cum credeți că își înceapă viața de familie acei oameni? Credeți că sunt ei pregătiți? Cum? Greu. Greu își găsesc acea persoană care să-i accepte. Poate au și ei bagajul acela de relații intime care este foarte discutabil. Și deci pot transmite boli sexuale și unul și altul. Asta pe de-o parte. Cealaltă parte de tineri care au ales să se căsătorească și să facă voia lui Dumnezeu au la 30 ceva de ani o familie. Sunt căsătoriți, deci sunt căsătoriți, au mulți copii pe spatele lor, au multe responsabilități, însă sunt niște oameni mai fericiți. Sunt niște oameni care au o ordine în viața lor și știu ce își doresc în viitor și în prezent. Pe când ceilalți oameni la 30 și ceva de ani habar nu au ce vor de la viața lor, așa sunt mulți, vă asigur. Am văzut mulți pe social networks care încă la 30 ceva de ani nu știu ce vor să facă din viața lor. Și bagajul acela de relații intime cu care ajung într-o relație este foarte greu. Va fi foarte greu să creadă în căsătorie, să creadă într-o relație serioasă, să se lege stabil de o femeie sau de un bărbat. Deci nesiguranțele vor fi foarte, foarte mari. Vor fi niște oameni foarte nefericiți, foarte nesiguri pe ei, foarte dezamăgiți. Pe de altă parte, după cum am spus, sunt ceilalți tineri, o minoritate din nefericire, care au deja multe responsabilități, au copii, însă au și multe zâmbete. Sunt niște copii care cresc cu valori, cu responsabilități și care au de la cine învăța. Personal, văzând aceste două poluri opuse, consider că cei care au ales crucea căsătoriei de tineri au făcut mult mai bine. Pe când ceilalți sunt încă în mare luptându-se cu valuri care nu înțeleg nimic. Ceilalți și-au luat viața de adulți în spatele lor și o duc cu demnitate. Și vă asigur că sunt în acest moment mult, mult mai fericiți. Pe când ceilalți sunt niște adulți eșuați, sunt niște adulți manipulați de această societate care vrea să distrugă familia, care dorește ca tinerii din ziua de astăzi să fie doar obsedați de relații, să întrețină relații intime, să se descopere sexual, să descopere cât mai multe poziții sexuale, să cât mai multe plăceri sexuale, dar familia să nu mai existe, să nu mai fie în mintea lor. Oricum, nici nu mai poate exista în aceste circunstanțe. Mă întreb pe voi, acum, ce considerați că este mai corect și mai bine pentru om să-și înceapă să aleagă să aleagă varianta celor care experimentează folosind anticoncepționale până la 30 ceva de ani ca să înțeleagă ce le place mai mult sexual, cu cât mai multe partenere posibile, sau aceia care și-au viața în piept de la 20 ceva de ani, acceptând toți copiii care Dumnezeu îi va da lor.
neavând atât de multe relații intime? Care este părerea voastră? Care este cea mai bună opțiune? Aceea a tinerilor care întrețin mai multe relații intime, experimentând în dreapta și stânga, sau aceia care își încep viața de familie, de tineri și acceptă toți copiii care Dumnezeu le dau. Vă aștept comentarii pe această temă și vă urez un an nou fericit în 2024. La revedere!